Chiar dacă au rămas fără majoritatea jucătorilor, iar totalul datoriilor pe care le-au către fisc și angajați se ridică la aproape 200.000 de euro, galben-verzii s-au înscris în campionat. În prima etapă a noului sezon, programată pe 6 august, Foresta ar trebui să evolueze pe terenul grupării Ripensia Timișoara. Prezent la tragerea la sorți, președintele Consiliului de Administrație al Forestei, Andrei Ciutac, este în căutarea unei soluții prin care gruparea de pe Areni să înceapă campionatul. Luni vom încerca să avem o întâlnire la stadion cu oficialii clubului și cu puțini jucători pe care îi mai avem sub contract. Încercăm să găsim o variantă, fie și una de avarie, prin care să începem campionatul. Având în vedere că perioada de transferuri se încheie abia pe data de 5 septembrie, am putea alinia o formulă cât de cât normală, care să ne permită rămânerea în Liga a doua pentru încă un sezon, a spus Andrei Ciutac. În privința litigiilor pe care clubul sucevean le-a pierdut în această vară și din cauza cărora riscă să fie depunctat și să îi se interzică dreptul de a mai face legitimări sau transferuri, Andrei Ciutac a precizat că acestea vor fi stinse din ultima tranșă din drepturile TV. Trebuie să mai primim niște bani din drepturile TV pe sezonul trecut. Am cerut ca acei bani să fie direcționați către Marius Matei și foștii antrenori Cristi Popovici și Marius Giriadă în contul datoriilor pe care le avem către ei, a menționat Andrei Ciutac.